Bătrâna a fost țintă sigură pentru escroc. Mai întâi a primit un telefon de la o persoană care s-a dat drept fiul ei. Apoi a urmat telefonul de la escroc. A dat peste o doamnă de etnie romă, de 68 de ani, Eleonora Vasilica, mi-a spus și pe nume cum o cheamă, zice, e grav accidentată la spital. I-a rupt amândouă picioarele și coloana. Și zic, cum se poate așa ceva? Și băiatul meu unde este? Zice, este la poliție. L-a ridicat poliția împreună cu soția și cu nepoțelul. Pentru că eu așa am spus, Dana, unde e cu tine? Ai făcut accident, ești în oraș, unde e? Și ei au făcut legătura. Speriată de vestea pe care a primit-o și de faptul că fiul său este în pericol, bătrâna din comuna Dâmbovițeană Șotânga nu a stat prea mult pe gânduri și a acceptat ceea ce i-a propus escrocul. Dacă vreți, zice, să colaborați cu mine, zice, eu vă ajut, zice, uitați, familia, victima, îi trebuie în spital aici, ajutor pentru spitalizare, aveți o sumă de 20.000 de lei, eu am înțeles 20.000 vechi. Zic, da, așa avea suma asta, aici am greșit. O să vină, o să trimit aici de la procuratură un consilier juridic și o să vină la dumneavoastră, mi-a cerut adresa, da suma de bani, îi băgați într-un plic. Femeia spune că bănuiește pe cineva din sat care ar fi putut afla că făcuse înainte cu câteva zile un împrumut de 27.000 de lei la CRE. Speră ca momentul să fi fost surprins de camera de supraveghere din comună și individul să fie identificat. Am o bănuială și am mai auzit, ei a zis că e greu, că nu poți, păi da, râde. Ați mai auzit că a mai făcut cineva așa da, ceva? Mai auzit că ei ar mai fi făcut furt între vecini. Cineva din sat? Da, cineva de aici din sat, dar nu mai știu. Alte două bătrâne din Aninoasa au fost contactate de escroci prin aceeași metodă, însă femeile au înțeles că este ceva putred la mijloc și au contactat imediat rudele posibile victime și au anunțat poliția. Sună telefonul. Alo? Mamă, nu mai pot, mamă, nu mai, am dat peste o femeie și am rupt picioarele și bazinul și nu mai pot, mamă, unde mă mico, cum mă mico, dar țipând cum, zice, pătre, unde mamă, pătrecerea de pietoni, nu se poate, mă mico, nu se poate, nu e vocea ta, ba da, mamă, eu sunt, dar nu mai pot. Pot, mamă. Și zic, mamă, imediat vine mama la tine, să îmbracă mama și vine la tine. Și am închis telefonul. Panicată, femeia și-a sunat imediat ginerele și fiul. Disperată le spunea că fata ei a pățit ceva îngrozitor. Aceștia au calmat-o, iar curând și fata a contactat-o și a liniștit-o pe bătrână. Mamă, nu sunt eu mamă, m-a sunat fratesul, a sunat-o fratesul. Nu sunt eu mamă, nu sunt eu, nu mămico, eu n-am nimic, mămico, n-am nimic, viu acasă și n-am nimic, mamă. Și apoi a venit domnii de la poliție și mi-au luat declarații, dar nici acum nu mai sunt om. Nu mai sunt om, nu știu, îmi tremură mâinile, picioarele, tremur. Doamna Niculina spune că este a treia oară când escrocii încearcă să o păcălească. Eu pe ăștia, i-aș, nu știu, dacă ar încăpea pe mâna mea, nu știu ce aș face cu ei. Nu știu, că omoară omul, fratilor, murim din cauza telefoanelor, știți dumneavoastră. Polițiștii avertizează pe bătrân să nu mai dea curs telefoanelor primite cu acest mesaj și să anunțe imediat situația la 112. Verificați dacă într-adevăr ruda în cauză a fost implicată într-un accident rutier, solicitând mai multe informații, ori apelând persoana în cauză pe numărul de telefon cunoscut de dumneavoastră. Dacă sunteți victima ori martorul unei astfel de infracțiuni, vă solicităm să sesizați de îndată poliția pe numărul de telefon de urgență 112. De cele mai multe ori, anchetatorii reușesc să aducă escrocii în fața judecătorilor, însă multe dintre victime nu-și mai recuperează banii.